Salut! Eu sunt Luca și mă întreb de unde vine toată mâncarea asta pe care o mâncăm în fiecare zi. Mai ales că uneori nu are chiar niciun gust. Bleh, îmi place să gătesc. Am fost chiar și la un concurs de gătit, dar că n-am câștigat eu. A câștigat un alt băiat care a pregătit o bluză, un pult tradițional. Ionuț m-a invitat la el acasă, Maramureș, ca să mă învețe cum să fac o mămăligă. Drumul până Maramureș a fost foarte lung. Într-un final, am ajuns la Văleni, unde m-am mirat că Ionuț nu trăiește ca la țară. Are o casă mare și semnal foarte bun la net. Însă bunica lui stă într-o căsuță, iar în fața casei crește un pom cu oală. Am înțeles că e o tradiție de-a lor. În Maramureș se vorbește o limbă ciudată. La cartofi se spune piceci, iar la privorul casei se spune șat. Dar mâncarea e super bună! A doua zi am fost la cules de mere undeva în susul satului. Iarba din livadă fusese cosită și adăpostită într-o plaie super mare. Merele culese de noi s-au transformat în suc. A fost mai bun ca sucurile de la magazin, mai ales că sucurile astea nu cresc în livadă. M-am îmbrăcat chiar și în costum popular și am făcut poze pe care le-am pus pe Instagram. Și uite, așa am devenit vedetă. Apoi am vizitat o fermă și am aflat că vacile nu sunt mofca în reclama la ciocolată. Vacile astea aveau însă nume foarte simpatice, cum ar fi Brezuca sau Bujorica, și pășteau fericite pe o pajiște frumoasă de unde am văzut orizontul apus. Seara am gătit împreună cu Ionuț crenzi, niște plăcinte de cartofi, adică de picioci. Eu, uite, am început să vorbesc ca ei. Într-o altă zi am întâlnit o mică vrăjitoare, exact ca în Harry Potter, care era foarte bună la poțiuni. Cred că avea 10 pe linie la școala ei de vrăjitori. De la ea am aflat că aproape toate plantele au proprietăți magice. Eu credeam că doar fac flori frumoase, cum am văzut în Împărăția Florilor de Câmp din colinele Transilvaniei. Mi-amintesc acum și de toți fluturii și păsările care trăiesc în împărăția asta. Și de liliecii fantomă, care, deși mi-au dat fiori reci la început, am înțeles că pot trăi acolo unde oamenii nu prea dau cu insecticide. Iar ei, în schimb, se ocupă de asta. Mănâncă insectele dăunătoare culturilor agricole. Am ajutat-o apoi pe bunica lui Ionuț să-și ducă produsele pe care le face în gospodărie la un târg de la Baia Mare. Și am învățat-o cum să-și facă reclamă și să-și deschidă un magazin și online. La finalul zilei nu mai aveam nimic pe tarabă. Tot împreună cu Ionuț am fost maestri bucătari la o petrecere din sat. Apoi am dansat cu Marta. Ea m-a învățat feciorescul, bărbătescul și învârtita tropotită. Și am făcut ancove, adică gogoși. Iar a doua zi, din păcate, a trebuit să mă întorc acasă, pentru că vacanța s-a terminat. Mi-a plăcut atât de mult Maramureș, încât le-am povestit colegilor mei de la școală despre picioci. Iar eu și Ionuț am rămas foarte buni prieteni. Îl voi vizita din nou vara viitoare. Până atunci, ținem legătura pe net. Întreaga mea poveste se află în cărțulia Dincolo de Orizont, care m-au ajutat de prieteni să o scriu.